Vă salut, dragii mei, și bine ați venit la Descoperă Lumea TV! Adevărul nespus de Biblie despre Marele Potop de acum peste 10.000 de ani, conflictul dintre nefilimi, oameni și zei. În Biblie ni se spune că Dumnezeu, văzând răutatea oamenilor, a hotărât să dea un potop care să distrugă viața pe pământ, cruțându-l doar pe Noe și familia sa. Dar chiar așa să fie? Există alte informații secrete despre potopul ce a avut loc în vechime? Conform lucrării antice, Epopeea lui Gilgamesh, se relatează că, înainte de potop, zeii au ținut un consiliu și au hotărât distrugerea vieții pe pământ. Populația pământului se înmulțise foarte mult, iar condițiile de alimentație scăzuseră. Oamenii se omorau și se mâncau între ei, întorcându-se la instinctele animalelor. Omenirea era în agonie, degenerată prin înfometare, astfel încât părinții își mâncau proprii copii. Omenirea trebuia să dispară într-un uriaș potop. Pe pământ era însă un slujitor credincios zeilor, Noe. Aceștia l-au sfătuit să-și construiască o arcă, care de fapt ar fi putut fi un submarin, o corabie care să se poată răsuci și răsturna. Potopul însă a putut fi prevăzut și de nefilimi. Nefilimii erau niște giganți hibrizi dintre îngerii căzuți și oameni. Acești nefilimi au luat hotărârea să plece de pe pământ, astfel că atunci când au început furtunile care prevesteau potopul, s-au urcat în navele lor spațiale și au rămas acolo până s-au retras apele. Conform textelor sumeriene, potopul a avut loc între anii 10.860 și 8.700 înainte de Hristos. După încetarea potopului, nefilimii aveau nevoie din nou de oameni pentru a putea trăi. Potopul a fost urmat de începutul civilizației sumeriene. Reîntorși pe pământ după încetarea potopului, nefilimii au dezvoltat agricultura cu semințele pe care le-au adus. Ei au pus oamenii să reconstruiască orașele de dinainte de potop pe locurile originale. Eridu a fost primul oraș reconstruit. După civilizația sumeriană, după aproape jumătate de mileniu, s-a dezvoltat civilizația egipteană în Valea Nilului, apoi cu 1000 de ani după civilizația sumeriană, s-a dezvoltat civilizația din Valea Indului, civilizația indo-europeană. Legende despre Marele Potop, ce ar fi spălat și distrus totul de pe fața pământului, lăsând în viață doar câțiva indivizi, se cunosc la mai toate popoarele. În afară de descrierea Marelui Potop din Geneza biblică, se mai cunosc câteva versiuni ale acestui eveniment catastrofic din istoria pământului, aici vorbindu-se despre versiunea babiloneană. Aceasta este mult mai amănunțită în descrierea catastrofei și mai precisă în ce privește indicarea locului și timpului când s-a întâmplat un potop năpraznic. Atât pentru astăzi, dragii mei. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!